Să fie binecuvântat Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Când m-am gândit că mă odihnesc și eu picuț, careva a scris fratele Zoli să margă la mine. Părinte, că stau și la urmă. Da, uite că sunt aici la Ambon și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și ce am vrea să spun de la început, am văzut de foarte multe ori ați pronunțat cuvântul program. Fraților, nu vă supărați, în casa Domnului nu au voie să fie program, doar slujbe. În capitolul 12, la spomenit casul de Romani, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă. Și asta va fi și plăcută și fie acolo mai multe. Va fi din partea voastră o slujbă domnicească. Vreau să vă spun ceva, după cum văd lucrurile când voi la dumneavoastră aici, mi-e și frică să predic, să nu înțelegeți greșit că mi-e frică, în sensul că tremur. Mi-e frică să nu produc un dezastru. Deci mie mi-e frică foarte tare să nu produc un dezastru. Fraților, la mine în Biblie, ca și la dumneavoastră, de altfel mă la dumneavoastră, cred că aveți altă traducere, în cartea Tit, capitolul 2, versetul 17. Tu să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Fraților, degeaba tot vorbim noi despre Petru și despre Pavel și despre Domnul, dacă nu vorbim despre noi. Că Biblia spune urmați, dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preubiți. Păi nu ne folosește la nimic dacă noi nu ne uităm la Domnul Iisus. Nu ne folosește nimic dacă nu ne uităm la Petru, la Pavel, ca să ne transformăm viața după ei. Degeaba a venit aici la adunare și tot îi pomenim de sfinții ăștia, care s-au luptat și au fost aruncați la lei și au fost răstigniți pe cruci și au fost arși de nero pe... Fraților, hai să ne trezăm, nu să ne trezăm. Știți ce crede la dumneavoastră aici? La dumneavoastră aici nu conduc bărbați, aici conduc femei. Dacă vă supărați, asta e realitatea. Acolo unde conduc bărbații, este Dumnezeu, un Dumnezeu a rânduirii și cam toate bisericile Sfinților. Uitați-vă la ele, fraților, nu vă supărați. Păi, dar dacă era la noi în adunare, nu le punem la cuvânt, nu le punem la cântare, nici dacă mă băteți. Fără supărat. Fraților, trebuie să ne trezim. Amin. Nu ați citit voi astăzi aici de la Avon, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu? Voi ați citit. Nu v-am pus eu. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Sfințirea merge pe trei direcții. Trup, suflet și Duh. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Bă, nu vă supărați. Vă comandă femeile. Bă, vă nu le vedeți cum vin la adunare, cum îi smulsă sprâncenele, cum sunt îmbrăcate? Păi vreți să mă stau la amvor și să mă fac și eu vinovat împreună cu voi? Păi nu te teme că nu o să fie așa. Fraților, n-am nimic cu nimeni. Dar noi trebuie să atacăm duhurile astea al Izabelei. Trebuie să ne atacăm în numele lui Iisus. Și să iasă afară conform Marcu 16. Noi, în numele lui Iisus, trebuie să scoatem dracii afară din mijlocul nostru. Amin. Păi, oameni, trebuie să ne trezim cei cu voi. Nu dacă n-ați văzut comerț ceasul până la 10 și jumătate de parcă am tras pluguri după noi, ghiulele după noi, nu mai trecut ceasul. Urmăriți ceasul de când vorbesc, că imediat mi se termine, că frații subtil mi-au spus, mă, la noi să mergem după rânduială. Păi, fraților, o predic după rânduială. Dar după rânduială, dacă sunteți după rânduiala lui Dumnezeu, după rânduiala biblică, apoi n-am cum să predic altfel. Că rânduiala nu-i cum o dau frază. Rânduiala e cum e scrisă în Scriptură. Auziți ce spune aici? Tu să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Știți ce? La dumneavoastră dau seama că ați vrea să vorbim despre evrei. Că nu sunt evrei la dumneavoastră. Ei, nu e așa. Nu vedeți dumneavoastră că Pavel și Petru și ăștia de care ați pomenit, întotdeauna au vorbit la biserică, despre biserică și despre rânduieli în biserică. N-ar fi cazul să ne trezim la realitate și să vedem dacă undeva avem defecțiuni? Amin. N-ar trebui să ne trezim? Spune, uite ce spune mai departe. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji. Frații, nu vă supărați. Nu mai am încredere în frații bătrâni. Frață bătrân, dorm de-a bine, la mulți îți morți. Poate, iertați-mă. Dacă nu, ceva nu vă place, nu-i nicio problemă. Dacă nu am dreptate, nu-i nicio problemă. Îmi arătați. Fraților, frață bătrân trebuie să fie treji. Frață bătrân nu sunt numai bătrâni, ei sunt privegiatori.
Chiar dacă nu îți prezbitere, așa cum se pune cu mâna, cu ungere, cu nu știu ce, tu ești prezbiter aici, ești bătrân. Aia înseamnă prezbiter. Bătrân de adunare. Tu trebuie ca bătrân să fii treaz. Auzi ce spune așa? Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință. Amin. Auzi ce spune? În dragoste și răbdare. Fraților, frați bătrâni, trezeaște-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Răspunzi înaintea lui Dumnezeu. Și voi ești la tineri, aveți grijă. Că nu la oricine șa de bine cântarea de laudă, numai celui neprihănit îi șa de bine cântarea de laudă. Da? Amin. Și spune Biblia, fiți supuși și lor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenia. Amin. Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. De aceea ceasul merge așa de greu. Pentru că faceți lucrare din firea pământească, din puterea sufletească, fraților. Nu ați vrea să vă schimbați și să facem o lucrare în care să fie prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Amin. Atunci când Duhul Sfânt lucrează, slujba care se face în adunare, nu ți se pare o povară. Credeți că acolo pe bancă mi-am dorit să mai bine stătem acasă. Păi, fraților, Dumnezeu să vă binecuvânteze și surori. Amin. Știți ce? Sunteți vrednici de mustrare. Și dacă nu vă place, că la noi nu ne mai place mustrarea. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Sfatul e o candelă. Mustrarea și îndemnul e calea vieții. Vreți să trec pe calea vieții? Lasă-te mustrat. N-am auzit nici pe unul dintre dumneavoastră care ați trecut pe aici pe la voastră, spune așa, Doamne, mustră-ne asta. Dacă sunteți vrednici de mustrare, să ne mustri. Păi nu vă supărați, uitați-vă la sprâncenele voastre, mai ales la astea mai bătrâne, mai în vârstă, să nu le zic bătrâne. Păi le-ați dat unul la astea tinere sau astea tinere v-au dat unul la voi? Fraților, nu vă supărați. Așa nu vă duceți în rai, surori, amin. Frații bătrâni, pentru că nu vedeați și nu le spuneți, sunteți vinovați cât ea. Le mai puneți și în față aici. Le mai puneți și aici în față. Stați jos! Stați jos! Nu vă ridicați! Celui neprihănit îi șade bine cântarea de laudă, da? Îți zice, frate, că Dumnezeu nu se uită. Bă, arăt că scrie în Biblie că Dumnezeu se uită și cum pășești. Spune, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins, cu priviri pofticioasă și zorne, zice, pentru că pășesc mărunțel. Au să uită Dumnezeu dacă pășești larg sau mărunțel. Fraților, nu vreau să vorbesc despre frați și despre surori. Tot ce vedeți și tot ce se întâmplă este din cauza demonilor și a duhurilor. În capitolul 4 din 1 Timotei, versetul 1, cuvântul Domnului spune clar. Dar Duhul spune rămâi. Că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință. Auzând, spune Pavel, zice, mi-am sfârșit alergarea și am păzit credința. Păi mai păziți-o, fraților. Ce înseamnă să păzești credința? Atunci când firea pământească își face loc la amvon. Când își face loc în față, voi trebuie să păziți credința. La noi nu merge așa. La noi merge cu smerenie. La noi merge cu umilință. Amin. La noi merge cu port, cu vincios, cu rușine, cu sfială. Ați înțeles? Deci să ne trezim. Uite ce spune mai departe. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Auzi, ce cuvincioasă? Că rotea ți-e din sus de genunți, tu ești vopsită în cap, tunsă în cap. Când sprâncenele ți-e mulsă ca la Izabela, ce sfat să le mai dai la tinere? Ce sfat? Uite ce spune. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Cu iertare. Deci vă spun sincer, așa înaintea Domnului, am văzut foarte, foarte multe lucruri care nu-s plăcute. Și am vrut să spun, fraților, nu frații-s de vină, nu surorile-s de vină, au o mică parte de vină, să nu crezi că m-am spus. Demoni, ascultați de duhuri, ascultați de demoni, n-am spus, dar Duhul spune lămurit, că în vremile din urmă, uite, suntem în vremile din urmă, da? Când noi ne vom lepăda de credință să ne alipim de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Nu vă mai spune nimeni nimica. Prea vă măguliți. Prea vă puneți în față. Prea vă conduc femeile, fraților. Domnul să vă ia. Amin. Știu că mi-am făcut prechina asta de la mine. Uitați-vă la una cu brâncenele dintre astea de la 50 de ani în jos. Toate smulse. Toate aranjate. Oameni buni, nu zice nimeni că omul să umble rupt sau să umble murdar sau să umble rupticos, nu! Dar oameni buni, Dumnezeu să ne ajute, să ne pocăim, Dumnezeu să ne
ne ajute să ne întoarcem, înțelegeți? Să nu mai ascultăm de... Ce zici? Cât ai stat în Biblie și cât ai stat în oglindă? Țicalți-o, așa ai țicală. Cât ai... Vezi că nu suntem rezistenți la tot. Acolo nu mai ai de vantai. Acolo nu mai ai vantai. Dacă nu te pocăiești, să știi că nu mai ai vantai. Vedeți că nu suntem rezistenți la foc, fraților. Hai să mai citim un picuț, că eu știu, nu vă simțesc și în nimic vă simțesc. Voi nu vreți să auziți așa ceva. Nu ce-ți spune mai departe. Zice să învețe pe cele mai tinere să jucească bărbați și copii. Acum mai mult. Eu am făcut treaba voastră, suror bătrâne. Am făcut treaba voastră să mi-am făcut prieteni aici în adunarea asta. Eu știu ce aș fi vrut să vorbesc. Aș fi vrut să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt. Despre cele 9 daruri. Și să vorbesc despre unul dintre darurile importante care ar trebui să-l aveți și dumneavoastră aici. Despre darul tămăduirilor, darul deosebirii Duhurilor. Vă puneți întrebarea, băi, numai ăsta au venit din Malamuri și numai asta vede. Băi, oameni buni, noi, pentru că am omorât în noi talentul ăla sau darurile alea care ne le-a dat Dumnezeu. Unul din daruri este darul deosebirii Duhurilor, care nu-i place la nimeni, noi toți l-am îngropat. Toți! Păi voi nu vedeți ce duhuri aveți în adunarea asta? Nu vedeți de ce duhuri sunt călăuzit, frate și surore? Faceți pe orbi! Faceți pe orbi! Nu le vedeți! Duhurile nu le vedeți! La dumneavoastră nu trebuie darul deosebirii Duhurilor. La dumneavoastră se vede pe șleau, pe față, pe direct. Doar trebuie să iei de mărmări. Tu stai aici jos, tu nu te ridica la cântare. Te pocăiești prima dată. Te îmbraci cum trebuie, îți schimbi fiziologia, îți aranjezi din nou starea, te duci la mărturisire și apoi gândi. Fraților, vă rog frumos, băgați de seamă. Vedeți vremurile cum sunt acum. Să ne zbinte ce vă spun astăzi. În scurtă vreme și nu mult este, când lucrurile se vor schimba mai spre rău. Să vă văd atunci, suror tinere, dacă vă mai arde, să vă coapați. Să vă smulgeți plâncenele când va fi poliția peste noi. Când acum, cineva de aici, de la Alcon, astăzi v-a trimis să vă cumpărați un delem de afrei. Cu virgulanii de rola, să cumpărați. Biblia nu spune să cumpărați, spune să strângem un delem în candelă și rezervă în vas. Apoi, dacă a venit o vreme când picioarele vor ațăpi, și vor adormi și va trebui să vedeți să cumpărăm. Nu mergem să cumpărăm, noi strângem de aici. Nu cât ești de îmbrobodit, ci cât ești de pus la rând în adunare să vedem intra în cer. Ci rezerva din, și udelenul din candelă, aia îți face intrare în cer. Fraților, îmi pare foarte rău, să știți, că eu trebuie să vorbesc cuvinte aspre la adresa bisericii de aici, din Lăzărăm. E a doua oră când vin. Dar cineva trebuie să vă spună. Nu vă place, așa e? Puteți să vă dați jos de la voi, nu-i nicio problemă. Da, mulțumim, da. Asta e tehnică drăcească. Domnul să vă binecuvinteze. De ce nu ai lăsat de pe zi? Pentru că nu le place, frate. Vă țin în ațipire și în distrugere.